Veți mânca, auziți, veți mânca și vă veți sătura. Crezi că și satisfacția și mâncarea este un dar de la Dumnezeu? Sunt oameni putrezi de bogați care nu pot să mănânce. Nu se pot bucura de mâncărurile lor. Numai să-ți ia Dumnezeu gustul. Sau pregătești, nu știu dacă vi s-a întâmplat, pregătești un ospăț din ăsta mare, poate cu familia, poate cu tot clanul. Și se întâmplă atunci un eveniment, face unul boacă, când se întâmplă ceva. Nu mai e nicio bucurie, nicio fericire, nimeni nu se bucură. Nici de salată, nici de sarmale, nici de măligă, nici de brânză, de nimic. Sunt toată bucuria. A avea satisfacție, avea simplă satisfacție că te-ai pus la masă și mănânci, este un dar și un har de la Dumnezeu. Noi trebuie să conștientizăm, Dumnezeu este deja în controlul tuturor lucrurilor, prezent în viețile noastre. Numai trebuie să conștientizăm lucrul acesta și să ne afecteze atitudinea, să ne afecteze trăirea. Veți mânca și vă veți sătura. Este o promisiune de la Dumnezeu asta. Nu știu ce se va întâmpla pur și simplu. Nu este un rezultat a binecuvântării lui Dumnezeu. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care va face minuni cu voi. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară.